Bună dimineața, mă bucur să vă revăd. Sunt la Crăciun. Ochiul este organul cel mai activ de când ne trezim până adormim și, evident, cel mai utilizat dintre organele de simț. De aici vine și oboseala celor care petrec mai mult de 2-3 ore la calculator. Pentru ei, dar și pentru cei care au afecțiuni oculare mai grave, a apărut conceptul de yoga pentru ochi. Sunt foarte multe persoane care se prezintă la medic cu următoarea problemă. Mă doare capul, am sinuzită. Este total greșit, spun medicii oreliști. O durere de cap poate avea cel puțin 200 de cauze și numai în cazurile grave sinuzita este vinovată. Bianca Voinea are astăzi o propunere, cum să-i spun, înfloritoare. Ne-a pregătit un material în care ne învață cum să personalizăm camera copilului. Foarte important, propunerea ei costă doar 10 lei. Asta în cazul în care nu aveți deja prin casă materia primă. Primăvara bate la ușă și probabil vă gândiți deja ce să puneți în bagaje pentru o escapadă la munte sau pentru un city break de vis. Cărțile n-ar trebui să lipsească de pe lista voastră. Oana Portase ne vine în ajutor cu cele mai proaspete recomandări. Cu siguranță o să le vreți pe toate. Lumea viselor rămâne în continuare un mister pentru mulți dintre noi, dar și pentru specialiști. Ce se întâmplă de fapt când dormim? Sunt visele doar o fabricație a creierului nostru sau pot fi profeții? Nu avem toate răspunsurile, dar iată o listă de 7 lucruri pe care cu siguranță nu le știați. Cum gătim o rețetă cu pește în mai puțin de 2 minute? Vi se pare imposibil acest timp de preparare? Ei bine, priviți propunerea de astăzi a șefului nostru, John Menumor. Număr pe degete zilele până la venirea primăverii, odată pentru că abia aștept ca vremea să se încălzească și pentru că am aflat ce se poartă în materie de stil vestimentar. Rozul, preferatul meu, imprimeul Animal Print și, mai bine nu vă mai spun, vă las să vedeți ce mi-a recomandat stilistul Irina Hartia. Am fost amândouă la mall și am ales piesele sezonului. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut emisiunea, spuneți-le și prietenilor de ea, iar dacă aveți idei, întrebări sau sugestii, mi le puteți lăsa pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii. Vă aștept în fiecare zi și pe blog sau pe Instagram, iar pentru mai multe informații despre subiectele abordate, găsiți și pe site-ul antena3.ro în secțiunea dedicată emisiunii. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte numai de bine!